Moldovenii mai au la dispoziție 2 zile pentru a procura cu reducere polița de asigurare medicală obligatorie. După 1 aprilie, prețul acestei va fi de 12.636 de lei. Cei care nu vor reuși să se încadreze în timp vor fi obligați să achite penalități, 12 lei și 63 de bani pentru fiecare zi de întârziere. Un preț preferențial pentru polița medicală a fost prevăzut doar pentru primele 3 luni ale anului. Astfel, proprietarii de terenuri agricole vor achita 1.014 lei, iar persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul comerțului cu amănuntul vor plăti 1.622 de lei. Cu puțin peste 2.000 de lei vor putea să-și procure asigurarea medicală fondatorii întreprinderilor individuale și ai gospodăriilor sărănești, deținătorii de patente, precum și cetățenii străini care au drept de ședere în Moldova. Cel mai mare preț, de 4.056 de lei, este stabilit pentru notari, avocați, executori judecătorești, traducători și alte categorii. Pe ultima 100 de metri, locuitorii capitalei s-au grăbit să cumpere polița de asigurare medicală cu reducere. Echipa Newsmaker a mers la oficiul CNAM din sectorul Buiucan, unde a găsit 10 de oameni în rând. Aceștia au venit deoarece au întâmpinat probleme la achitare. Nu poate să plătească la oficiu poștal. Ceva s-a întâmplat în sistem, eu nu știu care e problema. Abia acum m-am adresat cu această problemă, pentru că mi-a arătat că nu există sistem. Reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină spun că de vină ar fi supra-solicitarea din ultimele zile. La începutul anului tot era bine. Acum, la sfârșit, ultima lună, închipuiți-vă, noi avem cu 40.000, peste 40.000 mai multe achitări anul acesta decât anul trecut. Chișinăuienii spun că până acum asigurarea medicală le-a fost de ajutor doar în cazurile în care au fost internați în spital. Credeți că e utilă? Poliția de asigurare vă ajută? Ajută pentru ziua 4 și atât. Atunci când... La spital ești internat. În rest... Noastră mi s-a întâmplat să beneficiați de asigurare? Da, am beneficiat, am avut o intervenție chirurgicală și foarte costisitoare, care mulțumim medicilor și sistemul medical care nu au plătit o sumă mare de bani. Majoritatea controlelor care noi le facem sunt mai cu plată. Chiar același medic de familie. Mă adresez, îmi cere bani. Așa că eu nu văd mare sens decât doar să te spitalizezi și doar atunci o să ai nevoie de ea. Lipsa poliției medicale atrage penalități, precizează reprezentanții CNAM. Notificăm prin notificări trimise cu aviz recomandat. Cei care vor achita binivol, ok. Cei care nu vor achita binivol, noi suntem obligați, facem dosare și le trimitem în instanța de judecată. Conaționalii plecați din țară, care au viză de reședință în Republica Moldova, la fel sunt obligați să cumpere poliță. Aceștia nu vor fi penalizați dacă vor demonstra că s-au aflat în străinătate jumătate de an. Cetățenii vor putea efectua plăți și în weekend prin intermediul serviciului MPay. De la începutul anului, peste 140.000 de oameni s-au asigurat individual.